seama că simți ceva probleme în dezvoltarea lui. Și într-o societate în care, în primul rând, că nu se știa mai nimic de ultima dată, că acum că ea nu știa nimic despre autism, dar acum 20 de ani, vă dați seama, poate mai puțin, nu se știa absolut nimic. Nouă ne-a luat aproape 4 ani să primim un diagnostic în fața medicilor, care ar fi trebuit totuși în școală să se vizează puțin mai mult despre acest sindrom, chiar dacă nu este atât de comun în simptome ca o leucemie sau ca un cancer. Dar toate astea, mă gândesc că problema diagnosticării atât de greoaie în anii 90 și chiar și în prezent sunt foarte multe cazuri în care diagnosticarea se amână așa în virtutea inerției, în continuare după 20 de ani au avut medici care spun ei lasă mai trece în o lună și că poate și revine copilul și poate e foarte știu mai târziu, poate e fiul genic. Deci tot felul de lucruri astea care eu m-am inspirat acum 20 de ani. Apropo de ce spunea doamna Crișu, statul să se implice mai mult în această problemă. Da, statul ar trebui să se implice mai mult decât în a deschide niște centre care nu acoperă decât o nevoie strigentă și imediată a unui părinte care se confruntă cu această problemă, pentru că e greu de fapt o terapie acasă și e greu din punct de vedere psihic în primul rând, pentru că părintele este atât de copleșit de toate problemele încât nu mai are liniștea să gândească la rece și să o ia pe niște date logice ce ar trebui să facă ca să-i fie bine copilului, că de fapt terapia asta nu de fapt nicio filozofie, este o terapie comportamentală pe care ar putea să o facă orice om cu un minim de pregătire, dar cu foarte mare disponibilitate să plătească, cu foarte mare răbdare și cu o lipsă de probleme, să zicem așa, că nu răbdarea asta vine dintr-o viață cât de cât liniștită, în care nu te gândești că trebuie să alergi și 8 ore pe zi să câștigi un minim de bani care să plătești pe tine, să aduci mâncare acasă și așa mai departe. Și aici statul ar trebui să te implice, pentru că, de fapt, asta e problema stringentă, în care ar trebui, o dată pentru Dumnezeu, după 20 ceva de ani, să dea o lege în care să se deconteze niște terapii, să se dea o lege în care să intre în nomenclatorul muncii niște terapeuți specializați în această terapie. Noi tot o amânăm și noi o dăm puțin după... Iertați-mă că sunt aici din partea cealaltă a baricadei, să zicem. Dar nu este de ajuns să facem centre, pentru că nu se rezolvă decât la suprafață probleme și gândiți-vă că în aceste centre intră peste nici 10% din copiii unui județ, dar în minte, dacă vorbim la nivelul întregii țări. Ar trebui să existe în orice sat un terapeut care să fie plătit dintr-un buget local, care să aibă niște cunoștințe și care mai departe să-l ducă pe copilul, măcar să-l conducă pe primele luni, în primii 2-3 ani, pe o terapie, ca mai departe să ajungă, să aibă șansa să ajungă să ducă o terapie până la capăt. Dar iarăși lucrul ăsta se izvește de fonduri și... Deci la ce vă referiți? Scuzați-vă, ce vă referiți când spuneți să se deconteze acest terapie? Să se deconteze, adică să se deconteze terapia. Terapia este continuă, deci pentru un copil diagnosticat cu autism nu îi se dă o terapie de recuperare cum este, eu știu, o terapie de recuperare motorie, în care te duci la un centru 3 luni de zile și faci și ești recuperat după 3 luni, după 6 luni. E o terapie continuă, zilnică, pe decursul a întregii vieți, cred. Ori dacă statul vine și spune nu am bani pentru asta, pentru că nu am bani să decontez lucrul asta, dar același timp eu am bani să fac parcuri și să fac bazine de not și să fac tot felul de alte aberații, care nu sunt cele mai necesare, că și noi oamenii care nu avem probleme avem nevoie de un centru de recreare până la urmă. Dar eu cred că în România și în general oamenii care ne guvernează se confruntă cu o lipsă de
de alegere a o nebuloasă din în ceea ce privește alegerea lucrurilor care sunt de imediat necesitate, din ce nevoie. Să pui în balanță ce e mai important, să faci un lucru care cu el sau fără el omul trăiește în continuare și se poate descurca, sau cu un lucru care condamn până la urmă nu o persoană, condamn o familie întreagă. Sunt lucruri care merg mai departe. Există centre pentru copii, nu există centre pentru adolescenți și pentru adulți. Eu vă întreb, domnul primar, ce o să faceți cu copiii care beneficiază de terapie în acest centru de zi, în momentul în care ei o să primească, cu ajutorul lui Dumnezeu, 50-60 de ani și nu o să mai văd pe nimeni în jurul lor? Va trebui să existe... Va trebui să existe un centru de... Nu niște... Da, un centru pentru adulți, dar să existe niște comunități în care ei vor putea să trăiesc și care să ai siguranță tu ca părinte că în momentul în care închizi ochii, copilul nu se rămâne pe drumul și cineva o să aibă grijă de el. Nu atât ai dau un pasie de mâncare, da? Vă mai întrerup o țelă. Este adevărat tine situația și doamna Crișu că primele semne se rezolvă aproape întotdeauna înaintea împlinirii vârstei de 3 ani, deși afecțiunea este diagnosticată mai târziu, e adevărat? Apar primele simptome în primul an de viață, atunci se întâmplă ceva. Aici, din punct de vedere medical, poate, nu știu, altcineva să ne explice, dar acolo se produce un declic în care copilul nu mai evoluează normal, este naște acolo normal, lucru știut și din punct de vedere clinic, psihomotor, ceva se întâmplă în dezvoltarea copilului, nu se știe din ce cauze, sunt tot fel de teorii, mai mult sau mai puțin apropiate de adevăr, dar sunt la urmă doar pure teorii. Dar semnele apar, într-adevăr, pot fi văzute chiar până într-un an, dar ele ajung până la 3 ani, tocmai pentru că nu totdeauna se dă importanță acelor mici semne care îți pot spune chiar până la un an că este o problemă cu acel copil și trebuie să mergi să vezi care este acea problemă. Am întrebat-o și pe doamna Revor, cum poți trăi alături de o persoană cu autism și ce poți face concret, sau ce faci concret? Trebuie să trăiești, ai de ales să nu trăiești, deci e o întrebare retorică până la urmă. Trebuie să trăiești pentru că nu, viața ți-e dată să trăiești, indiferent în ce condiții. Trăiesc cu oameni mult mai năpăstuiți decât noi părinții cu copii cu autism. Am primit și astăzi nu suntem noi cei mai năpăstuiți. Și pe de altă parte, copiii noștri sunt ai noștri, cum este orice alt copil pentru părinții lui. Și atunci nu, eu nu pot să fac diferență între copilul meu autist și ceilalți copii ai mei, pentru că mai am și alții, nu? Deci toți copiii sunt ai mei și toți au loc lângă mine, trebuie să aibă loc lângă mine, dar la fel de mult cum am grijă și mă gândesc la ce va urma pentru ceilalți copii, la fel mă gândesc și pentru copilul meu autist, nu? El ce va face după ce eu nu voi mai fi, nu? Mulți spun că am o șansă, are, că am surori. Cât are vreo 34-35 de ani. Deci, nu, el mai are niște surori, dar au și ele viața lor. Nu trebuie să ne gândim la ce facem pentru el și pentru toți cei ca el. Nu mai ca el sau cei care vor deveni ca ei. Sunt atâți copii care au beneficiat de terapie. Nu și-au ajuns în faza în care, practic, terapia aceea nu își mai găsește continuitatea. Sunt adolescenți, trebuie să aibă locul unde să-și desfășoare o activitate un adolescent în această situație. Suntem singura țară, nu? Din Europa, care nu are centru pentru adulți și adolescenți. Și după aceea ajunge adult și adultul trebuie să-și găsească locul undeva și trebuie să existe pentru ceea ce spuneam. Oricare dintre noi trebuie să-și găsească locul undeva. Pentru ei trebuie să existe acel undeva. Pentru că până la urmă